Andrada Lorena vă prezintă știrile Info Capital. Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit! Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Când ar putea începe vaccinarea anticovid a copiilor peste 12 ani în România și cum se va derula? Un preot din Călăraș a fost înregistrat când îi făcea avansuri unei fete de 14 ani la spovedanie. Ce se întâmplă cu profesorii care refuză vaccinul? Iar la final, datele meteo. România este pregătită să înceapă vaccinarea adolescenților de peste 12 ani dacă varianta pentru copii a vaccinului Pfizer va fi aprobată în Uniunea Europeană, a declarat Valeriu Gheorghiță. Valeriu Gheorghiță a precizat că activitatea de vaccinare nu se face obligatoriu la pediatru, ci se face de ani de zile la medicul de familie. În cazul vaccinării copiilor cu vârste de peste 12 ani, consimțământul îl va da părintele sau aparținătorul. Potrivit lui Valeriu Gheorghiță, activitatea se va desfășura obișnuit, ca și până acum. Sunt detalii organizatorice pe care le vom stabili cu pediatrii, vom vedea dacă este necesar să asigurăm alte resurse în cabinete. Nu anticipez că va fi nevoie să modificăm schema de personal pentru grupa de vârstă 12-15 ani. A spus că coordonatorul campaniei naționale de vaccin. Preotul din Curcani, județul Călăraș, este acuzat că a încercat să seducă o minoră de 14 ani în timpul spovedaniei. Fata a înregistrat conversația și i-a povestit întâmplarea mamei. Părinții au sesizat poliția în ajunul Paștelui, iar cazul a ajuns și în atenția Episcopiei Călărașilor. Sâmbătă 1 mai, mama fetei a sesizat prin numărul de urgență 112 poliția, după ce a ascultat înregistrarea fiicei de 14 ani, în care preotul din Curcani îi face avansuri în timpul spovedaniei. Acum 2 ani sau cum 3 ani când ți-am zis cum place de tine, ne-am tot privit așa prin biserică și mi-am auzit vorbe că, uite, părintele se uită la fata lui, așa, nu știu dacă ai auzit și tu. Am auzit, da. Bine, tu ești copil, dar da. Și am zis așa, să nu mai mă uit la tine, dar totuși, nu știu, parcă mă face să mă uit, să te pui, nu știu, ochii, da. Și acum, ultima oară, te-am întrebat prea dur așa, adică poate că vrei să zici ceva și ce n-ai zis? Ba da, vrei să zici ceva? Nu vreau. Sigur? Sigur. Ministerul Educației mizează pe vorba bună și pe puterea de convingere pentru a-i determina pe profesorii reticenți să se vaccineze, iar pe părinți să-și trimită copiii la școală. Este evident că riscul pentru elevi este mai mare atunci când profesorul nu este vaccinat, dar dacă merită asumarea acestui risc, este un calcul pe care îl facem fiecare dintre noi, a spus ministrul. Beneficiile educației sunt mult mai mari. Fără educație, trebuie să înțelegem că vom avea medici nepregătiți, ingineri nepregătiți, o țară întreagă nepregătită și o vom duce rău cu toții fără educație, a subliniat Sorin Câmpea. La final, datele meteo. Vremea va fi răcoroasă, în timp ce în rest, valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 14 grade. În vestul, centrul și nordul teritoriului, vremea va fi răcoroasă, în timp ce în rest, valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale. În cursul zilei, cerul va fi variabil, cu unele înnorări în sud-estul țării și în zonele de munte, unde pe arii restrânse vor fi averse, descărcări electrice și condiții de grindină. Noaptea vor fi înnorări temporare, dar numai izolat se vor semnala ploi slabe, îndeosebi în Maramureș, Crișana și Transilvania. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 15 și 25 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 14 grade.